Milioane de români au profitat de intrarea în Uniunea Europeană ca să plece în căutarea unui trai mai bun. Se întâmplă și invers. Atrași de frumusețile patriei și de ospitalitate, mii de cetățeni europeni s-au stabilit în România. Am întâlnit oameni foarte călduros. Asta era primul lucru, chiar că am fost primit... Ziceți drept, cu țuică. Cu țuică, cu pâine, cu sare și... Da, cu țuică. Bineînțeles că primul cuvânt pe care înainte să știu să zic noroc, ziceam țuică, în loc de noroc. Dacă mă întreb cineva ce îmi place, eu zic că îmi place faptul că nu știu niciodată ce va fi a doua zi. E așa o efervesanță, tot timpul e ceva nou, nu știu. E așa foarte vii. Și când mă întreb ce nu îmi place în România, eu spun, nu știu ce va fi a doua zi. Birocrația și relația cu statul român îi șochează, în schimb, pe străinii care au venit aici. E cazul unui italian care și-a deschis un restaurant în Craiova. Chiar statul creează probleme. Exemplu, autorizația de funcționare a trebuit să fac o modificare și în primăria, dar sunt 2 ani și jumătate că sunt aici, nici primăria nu mi-a chiamat. E sunt sigur că le cartie care a depus trebuie că se urce primul etaj, 2 stampile, coboră de zare etaje, domnul, sunt gata. Cu niște controle care sunt permanente, fixe, nu suntem induzmanii de lo Stato. Asta e dragostea adevărată, așa pare. Adică oamenii ăștia iubesc România și cu defectele ei. Ligia, ce, dacă ar fi așa să pui toate răspunsurile sau toate discuțiile pe care le-ai avut cu străinii veniți aici, la ce concluzie ajungi? Ce spun ei despre România? Ce le place românilor la noi, străinilor în România? Cred că le place încă naturalețea aia pe care o găsesc. Le plac oamenii, cum spuneau înainte. Văd că unii vorbesc chiar foarte bine limba română și asta îmi place, o vorbesc corect, înseamnă că au exersat-o mult vorbind în jur. De asemenea, am întâlnit multe cazuri extrem de romantice în care oamenii care au lucrat în străinătate, chiar la niveluri înalte, în România și-au făcut culturi, pot afaceri în agricultură, sculptează. Deci, cred că se întorc așa la un fel de rădăcini ideale pe care le văd ei. Fiindcă o altă abordare ar fi că noi, europenii, ca să putem merge înainte, așa ar trebui să avem niște mitologii comune. Și se pare că în mitologia asta mare, europeană, noi românii încă avem puritate, încă avem natură, încă avem în zona asta. Probabil de asta se întorc. Noi mergem în Franța, mâncăm, mergem în Italia, cură. Da, și mergem în România în sălbăticie, practic. Bun, mulțumim, Ligia. Exact, și avem probleme cu urșii. Da. Mulțumim, Ligia.